În dreapta se și putea, dacă era sonda, se vedea și sonda în picioare. Cel puțin noaptea era toată luminată. Da. Și când au scos-o? Deci au pus-o acum 5-6 luni? Nu, acum un an jumate. Acum un an jumate. Deci e veche chestia. Deci e în 2012. Deci ei plecați de 4 luni, 5 luni plecați de acolo. Deci au avut an jumate de treabă acolo. Cum să nu? Și culmea e că acum mi-au zis că toate camioanele care transportau și nu știu ce sistem respectiv aveau un semn radioactiv pe ele. Deci asta este culmea și uite, o să vă confirme și doamna doctor, o să vă confirme toți, o să vă confirme. Pentru că ei s-au speriat că aveau o formă foarte ciudată și aveau semnul radioactiv pe ele. Și atunci am întrebat, el a întrebat inginerul și a întrebat, zic, domnule, dar ce cu apa? Păi ce noi luăm, știam și de unde e apa. Vrea să iei din barajul de la Călimănești. Cum s-a trecut când ați venit despre ajut, în stânga e un baraj foarte mare de la Călimănești, acolo vreau să iei apa ca să o aducă de aici. Și o să vedeți că și în declarația care am luat noi de la Greenpeace, au făcut niște cercetări și dânsii și au spus că declarația lor oficială e că apa a vrut să o ia și din Călimănești și dintr-un bazin forat de primărie, deci din apa locală. Da, uite, o să vedeți că vă dau acum, că le-am și mai... Și e forajul? Deci adică este au forat bazin special pentru asta? Nu, din bazinul făcut de primărie, gata, de al comunii, n-au săpat ei altceva. Am crezut că au și săpat, că am înțeles în alte părți că au săpat și ei. Mă rog, asta nu știu să vă spun, deci eu să vă dau foarte multe. Eu vă zic ce au zis Greenpeace-ul, pentru că ei au făcut niște studii și le-am aici. Le-a trimis și ne-a zis și nouă. Dom'le, astea sunt normal oficiale, restul trebuie să ceară comunitatea locală. Exact. E la ce spunea și domnul Mircea Vintilescu, nu? Da. De aici încolo, mai sus, la București, unde fie, vă ajutăm noi. Dar aici locată să facem noi tot. Momentan, Consiliul Local este total împotriva gazelor și a sondei, pentru că au văzut ce efecte are momentan. Mă miră faptul de ce se răgânează așa mult. Poate reușim să mișcăm noi la că lucrurile să mai punem în momentul. Da. Facem tot ce putem. Ce să mai zic aici? Deci cam asta este zona. Dacă o să vreți o dată sau nu mai o să pricepe nu știu. Despre ce e vorba. Nu este, deci ce poți să nu este informat deloc. Nu. Nu este nimeni informat. Deci nu, cel puțin la noi, cu prospecțiunea asta aici în pădure, că puteți să și vede, dacă uitați un pic. Deci, să vezi că sunt niște foi pe dreapta, pe acolo, dacă puteți să vedeți aici în dreapta, mă refer, da? Și de acolo, să văd. Deci undeva exact pe dealurile și dealul ăla, dacă te uiți un pic, deci nu poți să leagă cu Fitoneștiu în dreapta, deci coboară în jos spre ei panta. Mie îmi pare că nu e mai limpede acolo spre ei, să vedeți că tot dealul se leagă cu totul. Să nu fie ceva cum vor să facă ăștia, deci să pună sondele undeva în linie, la naiba să iei, știi? Uh-huh. Dacă ții minte ce a zis cu chestia cu vama veche, sau cu undavodare, sau nu știu, Dumnezeu vor să facă ei. Prospectina veche. Iar de aici în sus te duci spre Soveja, stațiunea Soveja și undeva treci coașa și ajungi la Lepșa. Foarte aproape, da.